se pune această întrebare. Dar scoate în evidență un concept sau două, înseamnă a retrece în timpul pe celelalte, ceea ce e nedrept și față de ele și față de munca a mea și a colegilor mei, care am alcătuit acest program. Bine, acum nu știu că este aici, dar cred că conceptul de deschidere este un concept foarte, foarte convinsător, din toate punctele. Nu fi pe aici, am spus cum asta, pentru că este aici, pe aici. Dar, efectiv, dați-mi voie să nu scot în evidență concepte, din motivul pe care l-am discutat mai înainte. Și uitați-vă pe program. Este un program cum este, cum am putut să-l atestui, din știința și din banii pe care am avut la dispoziție. În ultima vreme s-a vorbit foarte mult despre muzică în România. S-a vorbit și s-a auzit mai puțin, fiindcă Festivalul Enescu este un festival uriaș, care se întâmplă la București și e bine că se întâmplă, care este reprezintă România și bine că o reprezintă, dar e nici cam departe de noi, așa că s-a vorbit, am auzit despre el, nu ne putem apropia de nivelul acelui festival. Eu zic că e bine că există, să nu fiu greșit înțeles, dar am vrea să existăm și noi aproximativ în apropierea, în apropierea nivelului Festivalului Enescu, pentru că suntem destul de departe. Dar după știința noastră și după posibilitățile pe care le-am avut, cred că am făcut cel mai bun lucru pe care am fost în stare să-l facem. Ne-a dus mintea să facem. Așa că dar ce vă lipsește, domnule director, ca să mergeți?